Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Cum zici să facem? Cum ne organizăm? Da. Cum? Cum zici tu? Super. Mulțumesc. Păi nu, ne oprim, luăm mașină, încercăm să combinăm pe cineva să ne plătească autobuz. Hai să hotărâm ca să ne mișcăm față de zilele trecute. Cum zici? Să ne mișcăm de zilele trecute. Să ne mișcăm față de zilele trecute, da. Zici? Bun, super. Aseară că l-am întrebat pe fete despre ASOS și mi-au spus că am în ce direcție și am sperat că, pur și simplu, o să ies într-un loc în care o să găsesc mai ușor mașină sau o să convin pe cineva să ia bilet de autobuz, că am înțeles că nu e foarte scump. Dacă îți vine vreo idee, mă anunți. Nu? Niciun caz. Dacă ți-e rău? Eu mai vorbim de idei... Ți-e rău? Nu. Sigur? Ți-e rău că... Mă dau cu capul de perență, acum! De ce? Mama! Dar ce se întâmplă? Mama! Adică ce ai... Ce ai pățit? Zi dacă ți-e rău și... Nu mi-e rău, te rog să mă lași în pace! De ce? Dar de ce? Nu mai vreau să mai pui nicio întrebare, atât! Dar... Te rog să iei decizii și eu cât o să rezist, merg după tine. Ok, dar te întrebam că poate ai avut idei bune. Ideile mele s-au înțepenit. Și vreau să discut cu tine dimineață, zic cum facem, dar te-am văzut în starea aia și în momentul în care ai început să plângi și așa, s-a rupt film. Te-am întrebat doar dacă ți-e rău, nu? Te rog să taci, atât îți cer, te rog să taci. Eu de tăcut pot să tac, dar nu e ok. Nu oprește nimeni petrecere de pietoni, te rog frumos, unde ne ducem noi în pustie? Păi ne ducem cum ne-am dus în fiecare zi și ne-am descurcat până la urmă. Să nu mă mai maltratez cu vorbele, știi ce suferită sunt? De ce nu mă lași atâta? Spui, mama, ai cu mine, mama, atâta, eu nu mai pot să mai iau nicio decizie. Pentru că suntem o echipă și în momentul în care te aduni, știu că ți-e greu fizic, dar în momentul în care ești mai liniștită... Nu mi-e fizic nimic, mental. Bun, păi atunci acolo mental. E mai ușor de lucrat. Că dacă fizic era terminat, aici avem și de mers. Vroiam să încerc și eu să mă adun, să dau seama ce fac. Eram efectiv în stradă și iar aveam un blocaj. Și mi-era teamă că dacă clachez acolo rămânem și o să fie de un milion de ori mai greu. Vreau să înțeleg exact cu ce am greșit. În afară de faptul că te-am adus aici. Aici, asta nu se mai poate repara. Aici am făcut-o, am crezut că... Ai greșit. O să ne descurcăm. Că vrei să salvezi o situație și nu, eu nu joc teatru. Eu nu sunt actor, eu sunt un om. Omul ca pe care îl știi, pur și simplu, pe care îl știi, că și adună ultimele resurse și astăzi vreau să merg după tine, atât. Bun. Eram un om la limita. De asta rog să nu mi se interpreteze stările ca un om dezechilibrat psihic, ci un om cu niște trăiri absolut umane. Uite ce faină sunt balcoanele astea. Nu mai vrei să te uiți? Stânga, dreapta. Chiar nu știam cum să fac, pentru că dacă încercam să comunic cu ea, cu ton spre amuzat, ca să facem haz de necaz, ca să de obicei funcționează. Nu mă enervează să pun la dispoziție pe un fond de rea dispoziție de nu mai pot. Păi, singur, putem să ne-o creiem. Că... Te roagă mama să ți-o păstrezi, fiindcă ai de unde. Păi, pe mine, lasă-mă atât. Dacă mă lași în pace, uite, mă țin după tine ca un ied. Și atâta doresc. N-ai, mamă, nicio vină. Sunt într-o viață de om atâtea experiențe, dar de genul ăsta până acum parcă nu mi-a fost dat. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.